Ce credeți că vedeți în aceste imagini? Depozite ilegale de deșeuri de toate felurile? Nici vorbă. În aceste imagini vedeți, cum ar spune ministrul Cheche Otilă, o zonă metropolitană, căreia îi lipsea doar un proiect de lege ca să nu mai arate așa. Problemă rezolvată. Astăzi, guvernul a aprobat proiectul de lege privind zonele metropolitane. Primul act normativ pe această temă din România. Este unul dintre motivele pentru care aceste zone nu s-au dezvoltat în mod coerent și nu au asigurat o dezvoltare coordonată a comunităților locale din zonele metropolitane. Principiul și oportunitatea acestui proiect legislativ pornește din realitatea zilelor noastre și anume aceea că relațiile economice și fluxurile de bunuri nu se opresc la granițele administrativ-teritoriale dintre un municipiu reședință de județ și o comună, ca să dau un exemplu. Și nu pot să nu-i dai dreptate ministrului Ceche. Într-adevăr, relațiile economice și fluxul de bunuri nu se opresc la granițele administrativ-teritoriale dintre un municipiu reședință de județ și o comună. Iar dovezile sunt peste tot. De exemplu, paralel cu șoseaua de centură, la granița administrativ-teritorială dintre Mogoșoaia și sectorul 1, un teren de câteva sute de metri pătrați a fost transformat în depozit ilegal de deșeuri, pământ amestecat cu gunoaie din construcții, inclusiv cu bucăți de bordură. Localnicii care au terenuri în zonă trebuie să le patruleze constant pentru a nu le găsi acoperite de gunoaie. Sub podul care desparte lacul Chitila de lacul Străulești, alt depozit ilegal. Drumul de pământ este străjuit de zeci de grămezi de deșeuri municipale. Chiar și stâlpii care susțin podul traversat de șoseaua de centură sunt îngropați în gunoaie. Și comuna ilfoveană Cățelul se poate mândri cu câteva depozite ilegale de gunoi. Pe o platformă betonată din zona industriilor, grămezi de deșeuri de plastic, construcții, cauciucuri, chiar și deșeuri menajere. Zeci de tone de gunoi păzite de câțiva dulăi. La granița dintre comuna Cățelu și sectorul 3 al capitalei, aproape de autostrada Soarelui, pe un teren de câteva zeci de hectare, au fost depozitate toate tipurile de deșeuri în ultimii 30 de ani. Munții de gunoi nu-i deranjează nici pe localnici, nici pe autorități. Un alt mare depozit ilegal de deșeuri se află pe malul Bălții Bobești, din comuna ilfoveană Glina. În spatele unor locuințe de pe strada Libertății, pe un fost teren agricol, se aruncă deșeuri de ani de zile. O parte au fost împinse în râpa de pe malul Bălții Bobești pentru a face loc altor deșeuri. Sau fluxuri de bunuri, cum se spune la guvern.